Mă simt foarte bine acum. De ce? Au fost momente când nu te-ai simțit bine? Da. Când? Surprinzător, dar da. Da? Ai da. Și momente de cătere și de... Am și paste proaste, am și... Aoleu. Da, da. Supărări, ofuri. Ofuri, tu? Da. Dar par lucrurile foarte așezate, nu? Rețetă precisă. Da, din păcate asta vin de social media. Dar nu, în general postez și când sunt supărată. De obicei când pun niște citate sau niște caption-uri care au așa un mesaj mai... Să zic, ca o săgeată, se simte că sunt așa în neregulă puțin. Dar nici nu-mi place să le transmit celorlalți energie negativă și atunci prefer, atunci când sunt supărată, să dispar de pe social media. Când nu postez des, înseamnă că am ceva. Da. Stările astea de unde vin? Din ce anume? Din... De la firea mea sensibilă. Sunt destul de umană, așa, eu, da? În general. și mă las afectată de foarte multe lucruri și preiau foarte multe lucruri din jurul meu. De exemplu, dacă tu ești anxios sau nervos sau ești supărat, o să preiau chestia asta și o să o experimentez și eu. Nu știu, sunt foarte empatică. Și, în general, pun suflet în ceea ce fac și atunci, dacă cineva mă dezamăgește, iarăși sunt supărată. Foarte supărată, dar am învățat cumva să blochez toate energiile astea nașpa și efectiv să încerc să mențin așa o stare de bine și o stare de echilibru și... Vorbeai despre empatie. Da. E o lume a ipocriziei, nu a empatiei. Nu, da, ți se e pare? Superficială. Cum aluneci? Cum aluneci către empatie, mai precis, în această natural. Lume atât de superficială? Se întâmplă natural pentru că așa sunt eu de mică și cred că asta are legătură cumva și cu, hai să spunem, naivitatea asta mea. Că sunt naivă, întotdeauna am fost naivă și de asta am suferit și destul de multe decepții de la oameni de la care nu mă așteptam, dar deși poate fi un, hai să zicem, handicap, un dezavantaj, l-am încercat să-l transform într-un atu și să-l direcționez către partea de creație. Știi? Și toată empatia asta o aduc acolo. Dacă am auzit o poveste interesantă din punctul meu de vedere, pentru că îmi place să ascult și cred că e iarăși o calitate dacă știi să asculți, te ajută foarte mult în procesul de creație. Dacă, nu știu, m-am trezit eu cu o stare mai nașpa, că am visat urât, uite, iarăși, dacă visez urât, după aia o jumătate de zi nu sunt om. Pentru că încă rămân, mă transpun foarte mult și la filme, și la seriale. Eu țip cu actorii, plâng cu actorii, da, nu știu, așa sunt și așa am fost dintotdeauna. De exemplu, la Titanic, am plâns din cale afară și am bocit după ce l-am văzut de 100 de ori, pentru că iarăși mă atașez. Nu știu, sunt mai sensibilă, deși încerc să nu par, dar sunt aia. Cine era în Titanic? Rose, normal.